Potrivit unui comunicat al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, prin ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, numărul 866 din 29 septembrie 2015, a încetat contractul de management încheiat între Casa Națională și Adela Băișanu pentru exercitarea mandatului de președinte director general al CAS Suceava, ca urmare a modificării prin prevederi legislative cu peste 50% a indicatorilor de performanță care au stat la baza încheierii contractului de management. Începând cu data de 30 septembrie 2015, în conformitate cu ordinul președintelui Casei Naționale de Sănătate, numărul 936 din 30 septembrie 2015, Victor Cristi Blorțu, director executiv economic al CAS Suceava, a fost numit să exercite cu delegare mandatul de președinte director general al CAS Suceava, manager al sistemului la nivel local. Cristi Blorțu a mai condus Casa de Asigurări de Sănătate Suceava în perioada 2010-2012. Adela Băișanu este soția deputatului Alexandru Băișanu și ocupa funcția de președinte al Casei de Asigurări de Sănătate din 11 februarie 2013. Schimbările de la vârful caselor de sănătate din țară au venit după ce au fost modificați indicatorii de performanță pe care trebuie să îi îndeplinească un președinte, iar un ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prevede că dacă acești indicatori sunt schimbați în proporție de peste 50%, contractele de management încetează. Ordinul în cauză a fost publicat deja în Monitorul Oficial al României, iar demiterile s-au făcut imediat.